Bun găsit, este ora prânzului, în cazul în care vi se face foame, rămâneți pe antena Stars pentru că am să vă arăt lucruri care o să vă încânte, o să vă încânte mai ales papilele gustative, pentru că așa cum ai spus și tu, Nazrin, vorbim de produse tradiționale românești și aici în parcul Chiselef variază. Încep cu dulceața, ca să ne facem așa mai dulci, ca eu să devin mai dulci. Vorbim aici de dulceață de caise. Am înțeles că au fost 100 de kilograme. 100 de kilograme de caise, dulceață tradițională românească. Cum se face, doamnă, dulceața tradițională românească, cea de caise, de exemplu? Bine, de vicine aveți, că e preferată mea? Nu. N-aș știut că vin și de aceea, dar să faceți. Să facem și de vișine. Ce să vă spun? Cum se face? Cât durează? 100 de kilograme de caise? Nu! Dezvăluiți-ne secretul profesional, ce credeți? Eu vroiam să invităm toți bucureștenii să guste și pe urmă să... E gata? Nu e gata? Nu, mai durează puțin, puțin mai durează. Așa? Cât durează să o faci? Cam 2-3 ore, așa. 2-3 ore? Da, da. În afară de suflet, ce mai trebuie să pui ca să iasă bună? În primul rând suflet, așa. În primul rând. Și pe urmă ingredientele necesare. Ați mai pus și zahăr sau au fost caisele subit? O să mai pus și zahăr, da. Da, e adică e natural, fără aditiv, absolut, fără... Da, da, natural, natural. Așa cum ne place nouă românilor, cu natural. Totul natural. Și pentru că vorbeam de natural și vorbeam de tradițional, v-am zis eu că am început cu caisele. Lili, unde te duci? Că am aici să vă arăt. Mămăligă. Da, arată și mămăliga. Care? Arată bine mămăliga, stați liniștită. A, stați că mi-arată una mai frumoasă. Din ce sunt sarmalele acestea? Carne, vită, porc. Vită, porc, aici mămăligă. Mămăliguță, la sarmaluțe. Categoric. Aici trecem peste. Castraveciori, cartofi, mă scuzați. Vino, Lili, vino. Mamă, ce ofertă variată, ce ofertă largă. Cârnați, tradiționale cârnați românești. Mai spuneți-mi aici ce este? Jambon de porc, ceapă de porc, piept de pui, cârnați de porc proaspeți, afumați, semi-afumați, costiță de porc, pigărui, cartofi țărănești, pastramă. Avem bulz tradițional. Acest este bulz ciobănesc, wow, cu brânză de burduf. Foarte bun. Pastramă. Aici este pastramă? Pastramă de oaie. Doamne, dar când mănâncă... Ei avem foarte mari și buni. Categoric. Când mănâncă românii, pe unde pot și eu să ies? Pentru că mai am să le arăt telespectatorilor noștri o gamă variată de produs. Și bere, păi da, doar suntem români. Mâncăm sarmale cu mămăliguță, pastramă și categoric merge și deja tradiționala bere. Am văzut un om interesant aici în parc. Adriana, cine e domnul acesta interesant? Ia uitați-l cum arată în parc. Bună ziua. Vorbiți românește, aveți un aer așa... Se întâmplă. Bună ziua. Germania? Da. Este un client special al nostru care vine tot timpul în târguri și în general se uită la bastoane, la pălării. Noi ne bucurăm că avem ocazia... În subvinde celălalt. Că avem ocazia în fiecare sfârșit de săptămână să participăm la aceste târguri de antichități. Vă rog, aveți acolo un doguț, un dog german, să fie rezistent. Aici un baston. Mi se potrivește, nu, cu tocurile și cu rochea, aici, nu? Aici un baston. Ia să încerc. În ce fel a zis un băiat? Ia, așa, să vedem și pe aici. A, e mai bun acest, e mai elegant. Continuați.